Stimate domnule președinte al Republicii Moldova, stimate domnule ex-președinte al Republicii Moldova, domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Curții Constituționale, stimați judecători ai Curții Constituționale, onorată asistență, sunt onorat să particip astăzi la această reuniune solemnă de celebrare a 22 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, legea fundamentală a statului care este chemată să consolideze valorile unanim acceptate ale supremației dreptului și democrației, respectării demnității umane, protecției drepturilor și libertăților omului. În perioada celor peste două decenii de la adoptarea Constituției, am avut parte de perioade de căutări, provocări, dar și împliniri. În acest timp, legea fundamentală a fost supusă mai multor reforme constituționale, însă a păstrat neschimbate aspirațiile oamenilor pentru o viață demnă și liberă. Procesul de democratizare a Republicii Moldova a început cu mult înainte de adoptarea Constituției. Statul nostru s-a aliniat la standardele internaționale privind garantarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale prin Declarația de Independență a Republicii Moldova din 1991. În același timp, odată cu adoptarea Constituției și crearea Curții Constituționale, s-a deschis o etapă decisivă în istoria țării noastre, Republica Moldova angajându-se cu fermitate în procesul democratic. Constituția este certificatul de naștere al democrației noastre, așa cum fiecare își sărbătorește ziua de naștere, tot așa noi, ca națiune, trebuie să celebrăm ziua Constituției. În calitate de cel mai important act politico-juridic, Constituția a creat premisele necesare pentru edificarea unei democrații reale, pentru funcționarea eficientă a pluralismului politic și afirmarea unor noi instituții orientate spre promovarea valorilor democratice, a permis asigurarea drepturilor politice ale populației, iar strategiile de reformă au dobândit mai multă siguranță. Toate aceste realizări au fost obținute și cu concursul direct al Curții Constituționale, abilitată cu responsabilă misiune de garant al supremației Constituției. Țara noastră trece printr-o perioadă crucială pentru viitorul său. În fața unor provocări noi, interne și externe, pentru a accelera implementarea proiectului nostru de modernizare a țării în baza modelului european. Din acest motiv, obligația noastră este să tratăm Constituția nu ca un instrument al puterii de stat, ci ca un document care reflectă interesele societății și valorile sociale, fundamentează scopurile și direcțiile de dezvoltare a societății, reprezintă nucleul sistemului de drept național și este garantul drepturilor și libertăților omului. Democrația nu poate fi construită decât pe supremația dreptului și pe libertatea economică. Atâta timp cât înțelegem aceste lucruri nu pe ca niște teze abstracte rupte dintr-un tratat de pedagogie, ci ca pe niște temeiuri călăuzitoare activității noastre cotidiene, vom avea piloni de sprijin în sânul societății noastre și a comunității democratice internaționale. Onorată asistență, Constituția a stabilit dezideratul nostru comun de a avea o țară prosperă în care să dorim să trăim. Azi, de fiecare dintre noi, toți împreună, depinde când și cum acest deziderat va deveni realitate. Pentru oamenii țării noastre avem datoria să consolidăm un model de dezvoltare care să se fundamenteze pe bunăstare și libertate pentru fiecare, în care fiecare să aibă o șansă corectă să reușească în viață. Știu că va veni o zi în care nu va conta culoarea puterii politice, când fiecare exercițiu electoral va genera o guvernare care să dezvolte proiecte, nu să o ia de la capăt. Constituția oferă toate instrumentele necesare în acest sens. Ceea ce a lipsit adesea clasei politice de-a lungul istoriei noastre recente a fost capacitatea de a gândi și a acționa în numele rațiunii de stat.
Aceasta este cauza principală a suferințelor oamenilor și am fermă convingere că această stare de lucruri trebuie imediat depășită. Vom trece peste aceste provocări cu responsabilitate și încredere, iar cetățeanul trebuie să știe că avem o soluție clară, consens politic și societal pentru ducerea la îndeplinirea proiectului nostru de țară, integrarea în Uniunea Europeană și trai pentru fiecare ca în Europa. Așa cum Constituția este una, așa și noi trebuie să fim uniți și hotărâți pentru a ajunge acolo unde moldovenii merită. Dacă spuneam despre legea fundamentală că este certificatul de naștere al democrației noastre, pasul următor este obținerea pașaportului european. Trebuie să recunosc că în contextul modernizării țării, rolul Curții Constituționale a fost și rămâne unul inestimabil. Vom înțelege încă în timp profunzimea acestuia. Mă voi limita doar să spun că în momentele de derivă politică și socială, Curtea a fost adesea elementul stabilizator care a constrâns actorii politici să rămână în câmpul legalității, apărând uneori cu o îndărjire vecină cu sacrificiul interesul celor mulți. După ce am preluat Moldova în ianuarie într-un moment foarte greu, sper să ne obișnuim definitiv cu stabilitatea și să fie cât mai puțin nevoie de rolul stabilizator și de intervenția decisivă a Curții Constituționale. Nu ne mai dorim nici crize politice, nici constituționale. În această zi simbolică vreau să le mulțumesc tuturor celor care, servind în această instituție, au contribuit la consolidarea tinerii noastre democrații. Am credința că pe măsură ce învățăm din trecut și ne urmăm proiectul de țară, nu doar prestigiul Curții va crește, ci și calitatea și recunoașterea democrației noastre. În altă ordine de idei, vreau să menționez că fiecare an aduce noi experiențe, noi hotărâri ale Curții Constituționale, noi tendințe în doctrina constituțională. Toate acestea pun într-o nouă lumină nu doar conținutul și spiritul Constituției, ci scot în evidență profunzimea respectului și seriozitatea angajamentului nostru față de Constituție. Constituția și deciziile Curții se respectă nu doar atunci când ne convine, ci în fiecare zi. De aceea văd esențial ca tinerii noștri să învețe în școli aspectele esențiale ale Constituției și ale devenirii noastre democratice. Cred cu tărie că puterea Constituției stă nu doar în paginile scrise, ci în spiritul ei. Soliditatea legii supreme se bazează pe valorile pe care e clădită o societate, pe tradiții, pe idei, pe obiceiuri, pe dialogul politic și public dintre instituții. Și am ferma convingere că respectul pentru principiile și valorile stipulate în Constituție poate fi consolidat prin faptele fiecăruia din noi. Aceasta este o lecție nu doar pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, ci pentru fiecare responsabil politic. Cu cât mai mică va fi distanța dintre spiritul Constituției și principiile deciziei publice, cu atât va fi mai puternică democrația noastră. În încheiere, vreau să doresc tuturor celor prezenți în această sală succese în activitatea fundamentală și deloc ușoară de consolidare a valorilor democratice și europene consacrate în Constituția Republicii Moldova. Să învățăm nu doar să respectăm, ci și să iubim Constituția în fiecare zi. Mulțumesc!